Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 25 noiembrie pentru Zodia Taur. Înainte de toate vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu dacă n-ați făcut, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Oamenii mei dragi, văd că în această zi va trebui să fiți mai echilibrați, să fiți mai jucăuși în ce privesc prioritățile dumneavoastră, în ce privesc proiectele dumneavoastră, munca dumneavoastră. Oricum veți reuși să vă ocupați de mai multe lucruri deodată și va trebui să țineți un echilibru și să înfruntați aceste lucruri cu distracție, cu lejeritate, cu legereță, cu flexibilitate, să spunem așa. Acest lucru văd că va aduce la o reînnoire. Va fi o renaștere în viața dumneavoastră. Veți primi un mesaj, o veste, ceva nou va veni în viața dumneavoastră. Ori veți auzi, ori, nu știu, ori veți descoperi ceva în care veți pune în balanță trecutul și prezentul pentru a proiecta un viitor mai luminos. Veți ști ceea ce trebuie să faceți. Veți înțelege scopul dumneavoastră, scopul vieții dumneavoastră. Veți înceta să mai judecați pe voi și pe alții. Da? Văd o renaștere, văd lucruri mai bune care vor veni în viața dumneavoastră. E posibil să vă terminați un ciclu sau o persoană, să vă întoarceți în trecutul dumneavoastră unde ați mai fost, sau o persoană din trecutul dumneavoastră să se reîntoarcă acasă. Îmi vorbește de ceva din familie aici, e nevoie de echilibru. Și veți primi și anumite provocări, să știți, anumite sfide, dar să fiți puternici și determinați, să nu renunțați în ceea ce credeți, să nu coborâți la compromisuri, mergeți tot înainte, că faceți foarte bine ceea ce faceți și vă veți face respectați cu curaj. Da? E posibil și să aveți anumite conflicte interioare și din acest motiv să simțiți că din afară anumite persoane vă sfidează. Deci, oricum veți reuși să treceți peste orice lucru, că sunteți înaintea tuturor, sunteți deasupra tuturor cu un pas și vă veți face respectați cu curaj. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmită acest oracol. Veți fi surprins, să știți. Veți avea parte de o surpriză în care nu vă veți aștepta. Ori veți primi un cadou, ori o veste bună, ceva, o reînnoire care vă va surprinde. Ceva vă va surprinde, dar în mod pozitiv, să știți. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă aștept la următoarea etalare, vă doresc o zi cât mai plăcută, la revedere!